up. Please don't wake me from this nightmare. So please don't wake me up. Please don't wake me from this nightmare. Ok, salutare toată lumea, eu sunt Nerd și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Terraria. Haideți să vă arăt ce am mai făcut eu puțin off-camera, fiindcă am decis să joc off-camera ceva, fiindcă progresam destul de încet și ar fi devenit plictisitor să mă vedeți cum minez în continuare, așa că am făcut chestia asta off-camera și am explorat în partea asta și am găsit aici o căsuță în asta cu un chest. Aici la fel, dar nimic bun, gen un extractinator mi se pare, și am găsit și un boomerang, nimic folositor. Am mai explorat și pe aici, prin jos, dar am zis că nu are rost să explorez în zona asta, cel puțin mina asta, fiindcă în partea asta este deșert, în partea asta e zăpadă, sunt, așa că cave normal este prea puțin și am zis că nu are rost, așa că am mers eu până aici, la ocean. Și am săpat în jos cam până pe aici. Am văzut că sunt niște cave-uri, am zis hai să le explorez. Și într-un final, deci într-un final, în această căsuță, am reușit să fac rost de această pereche de Hermes boots. Nu știți cât am căutat? Vi se pare ciudat, adică cel puțin mie mi se pare ciudat, fiindcă ar trebui să o găsești destul de ușor, dintre primele chest-uri, mai bine zis. Dar prea greu am găsit-o și în căsuța asta, în căsuța asta de aici, am găsit și un Band of Regeneration ca bonus, așa că o să mergem să le combinăm și tot așa am minat aur să fie, deci mult, mult aur, fiindcă vreau să fac armura de aur, fiindcă în acest episod vreau să batem Skeletronul, să putem și noi să intrăm în dungeon. Și să ne luăm de grijă cu armura de ranger pentru clasa noastră. Mai întâi o să unesc acești papuci cu cei cu Hermes boots și o să fac Spectre boots. Chiar am așteptat. Și tot așa acest Band of Regeneration îl folosim separat. Hai să prăjim acest aur. Să pot eu să fac toate linkurile necesare pentru armură. Aici, deci cască, chestplate și acești pantaloni. Într-un final avem toată armura de aur. Oh, uite, putem să facem și un arc. Hai să facem un arc, de ce nu? Le schimbăm și cât? Avem 9 defense. Avem 20 defense, deci dublu aproape, puțin mai mult decât dublu. Haideți să vedem dacă putem să dăm puțin reforge pe unele iteme, fiindcă aș vrea ceva mai mult defense, cum ar fi pe ăsta, dacă un gold, destul de scump, pe band, tot un gold, restul, clar, cât mă costă aici, 3 gold, destul de mult costă, ăsta costă, uite, ăsta pot să-l schimb. Nu este scump, scump deloc. Aș vrea ceva velocity. Sincer să fiu, e bun velocity-ul, fiindcă săgețile se duc mai drept și nu au bullet drop-ul foarte mare. Hai să băgăm chestiile astea care le avem noi aici în chest ceva. Nu cred că am un chest cu armuri. Uite, și vedeți că am umplut aici cu chesturi, foarte, foarte multe chesturi. Statui, unelte, hai să fac ăsta de armuri. Rename. Armuri. Și aici o să băgăm noi toate armurile. Goldul aici. Și ăsta la arme. Altceva, nu cred că mai avem nevoie de aici. Da, și oare aș avea nevoie de o arenă? Cât e ora? E ora 4. Hai să luăm poțiunile, deci una de defense, una de archery, una de thorns, de ce nu, night toll, hunter nu, dangerous nu, spelunker nu, aș vrea și una de regen, hai să văd dacă pot face, tu
și tu. Dar am impresia că pe tine trebuie să te umplu cu apă. Dar nu aveam niște apă, niște de cu apă. Aparent nu. Uite, avem niște apă în stânga. Hai să le umplem cu apă și ne pregătim pentru bătaie. O să le fac cam vreo 20. O să fie probabil mai ușor, având în vedere că avem mai mult armură acum, față de normal, unde aveam cât 9 armură și hai să zicem că și cu buff-urile 15 armură, cam așa. O să pun stick... Oh, fac, nu. Serios, doar pe asta mă las să o pun. Păi și ce, trebuie să scot piggy bank-ul. Ah, fac, am uitat, trebuie să pun o sticlă din asta. Greșeala mea. Uitasem. Hai să pun piggy bank-ul ăsta undeva aici sus. Am în el 11 gold și nu știu ce caută săgețele astea. Lasă-le aici că stau bine. Hai să facem poțiunea. What? Serios? Nu? Nu am toate? Fac, am băgat... Oh my god. Băgasem în chest materialele necesare. Asta și asta. Hai să... Regeneration, asta. Ok, deci avem toate buff-urile. Și pentru cei care mă întrebau, buff-urile le activez pe B. Pot să schimbi butonul, dar eu pe B l-am. Adică apăs B de la buffs și le folosește pe toate odată. Hai să mergem repede să... O să fac un campfire pot. Nu cred că o să am nevoie de ceva arenă. Ah, da, și-am uitat să vă arăt arena. Aceasta este arena pentru boșii separați. Ok, am revenit. Am avut puține probleme cu nu știu ce s-a întâmplat la Terraria. Văd că e ciudat. Hai să continuăm. Da, și arena asta despre care vorbeam. Încă nu e gata, o să fac probabil mai înaltă. Și, da, eu zic că a ieșit cât de cât ok, părerea mea. Și o să-l bat ori cu acest arc, ori cu acest pistol. You feel? Ah, fuck, nu. Se spawnează eu câtul. Știți ce putem face? Putem să-i batem pe amândoi în același timp. Hai să încercăm. Oh my god, ce bine este că am acum buții ăștia, fiindcă poți să merg mai rapid, adică uitați. Și înainte nu puteam. Chiar mă bucur că am făcut rost de perechea aia de Hermes Boots într-un final. Chiar aveam nevoie. Ce n-am făcut rost este de un balon, un ăsta, un balon, un Cloud in a Battle. Chiar n-am făcut rost încă. Și e ciudat că tot așa la un item care îl găsești la început. Probabil în episodul viitor o să batem și White what? Am luat-o prost. Ok. Ne întoarcem. În partea cealaltă n-am timp. Fac, n-am timp. Trebuie să mă grăbesc. A fost o greșeală să o iau în partea cealaltă, acea parte. Nu știu ce, mereu am când joc, am dungeon în partea dreaptă și din obișnuință o iau tot în partea dreaptă, dar nu e în partea dreaptă, ci în partea stângă. A, uite, a apărut și Cthulhu, că zicea acolo încet că în Evil Presence, mă rog, o prezență malefică este în jurul tău. Tradus așa în română, nu e foarte greu de bătut, mai ales că avem armura. Tu unde te-ai dus, mă? A, vine și el. Păi eu n-am timp, o să încerc să te bat în timp ce mergem, fiindcă nu prea am timp să mă opresc și nu vreau să ratez bătălia cu Skeletron. Tu ești așa în bonus, să spunem așa. Cred că mai bine dau cu arcul totuși. Oh, dar mă enervează ochii ăștia ai tăi. O să-l omorâm pe drum, fiindcă nu am timp de el. Chiar nu am timp. Mai repede. Așa, mi-am făcut rost de mult lemn, tot așa am tăiat câțiva copaci. Și numai bine am făcut rost de niște lemn.
Hai să... Repede, repede, repede. Probabil cel mai probabil, de fapt, o să-i bat pe amândoi. Repede. Sau pe tine te bat separat. Hai că facem o luptă. Wife Cthulhu. Și o să mai facem după una cu Scheletronul. Numai pierdem timp și la ăla o să am nevoie de timpul ăsta. Adică am pierdut deja 3 ore din cauza... Mă rog, am pierdut o oră din cauza că am luat-o în partea greșită, dar am pierdut 2 ore cu Wife Cthulhu. Hai, mori mai repede. Place cum arată armura asta de gold. Probabil o să țin ca Vanity după ce o să o schimb. Ok, acum ar trebui să se facă în partea malefică. Și pentru... Am văzut că unele persoane mă mai întrebau ca să vă explic ce s-a întâmplat, de ce nu am mai postat din terarea cu abonații. Este din cauza că într-un timp Insulic avea mâna ruptă, mă rog, cam așa spunea el că s-a întâmplat și am decis să luăm o mică pauză. Dar el a înțeles totul greșit. Eu înregistrasem episoadele și el spusese că le înregistrează la fel, dar nu știu, ori s-a... Habar n-am ce i s-a întâmplat, dar de prea mult timp i s-a întâmplat chestia asta. Și nu m-am supărat din cauza că... A, uite, ne-a picat și masca. Hai să o folosim. Nu m-am supărat din cauza că n-a înregistrat episoadele. Dar m-am supărat mai mult la acea serie din cauza că ei aveau tendința să avanseze foarte mult. Hai să jucăm o chemără, hai să jucăm o chemără. Ia, am zis că hai frate, jucăm o chemără, na, dar văd că voi nu prea... Ok, hai dacă se spun așa asta. Văd că vouă nu prea v-a plăcut chestia asta cu off-camera, fiindcă am văzut că mulți mi-a spus că vouă că tu termini jocul off-camera și nu ne arăți nimic. Și de asta am zis că luăm o mică pauză, probabil să filmez cu el și pe viitor. Pare să folosesc arcul, o fi mai bun. Ah, abar n-am. Și o să am luat o mică pauză, o să filmez, o să continue seria de terarea cu abonații și cu Neutrino, la fel. Și cu alte persoane. Oh my god, cum iasă sângele din el. Hai, repede. Deci, am avut boss fight pe Eye of Cthulhu și acum este Skeletonul. Și tot așa, nu am, am, am ales să nu fac seria pe expert, fiindcă eu, în general, nu prea mă pricep la expert. Nu neapărat că stilul, dar tind să joc playstyle-ul, stilul meu de joc, este pe normal, adică să tanchez mult și asta ar trebui să-l schimb. Nu neapărat că așa m-am obișnuit din seriile de melee. În general eu jucam foarte mult cu melee și de asta s-o obișnuit să tanchez mult și na, de asta nu-mi place pe expert, fiindcă pe expert ți-ai foarte mult damage, adică la început pot să mor din cauza unui slime. Și cât de banal poate fi, da, se întâmplă. Mai ales dacă încerci să joci ca o clasă gen Summoner, atunci ești mâncat până faci rost de un item, primul tău item. Slime Staff-ul e greu de făcut. Nu știu, e ciudat cu Slime Staff-ul, fiindcă este primul item din acel loadout, din acel set și e cel mai, printre cele mai grele de făcut, nu neapărat fiindcă e OP sau ceva, are drop chance-ul foarte mic și de asta e greu de... adică pică foarte greu și de aia. Adică uite, acum terminăm și cu Scheletronul. Hai mă mori, așa, perfect. Bun, deci am bătut și Scheletronul și ai Cthulhu, e perfect. Hai să intrăm puțin în dungeon, dați-mi secundă să văd cam cât am filmat până acum. Am filmat 14 minute. Cred că avem ceva timp să intrăm puțin prin dungeon, să vedem ce cum e treaba. Deci am bătut Skeletronul, urmează probabil în episodul viitor King Slime, deci să vă pregătiți pentru King Slime și pentru Brain of Cthulhu. Are rost să mă uit pentru Waterbolt, nu cred. Da, deci pentru King Slime și Brain of Cthulhu, să vă pregătiți pe viitor. Fiindcă ei sunt următorii boși.
Nu chiar, nu știu dacă chiar în episodul viitor, o, uite, de asta am nevoie de poțiuni. Nu știu dacă chiar în episodul viitor, dar în episoadele viitoare, primele, nu știu, în următoarele 3 episoade, probabil o să-i bat. Ok, deci avem aici un schelet din ăsta. Avem nevoie de o cheie. Trebuie să facem noi rost de o cheie prima oară. Hai că poate găsim ceva slime-uri pe aici. A, uite, am găsit și un chest din acelea. Acesta era... Nu era cel de gheață, cel de... Oh my god, am un lapsus acum și nu bine exact cum numele în minte. Mă rog, știi, probabil toți știți despre ce e vorba, doar că eu acum am uitat pe moment. Hai să continuăm. Oh, mă atacă acei magicieni cu water bolt-ul lor. Hai să luăm water candle-urile, fiindcă sunt foarte, foarte enervante. Și mie nu-mi plac absolut deloc. Spawnează un miliard de boși. De mobi. E bine că am găsit chesturile apropiate. O, uite, o statuie de meduză. Hai să o luăm. Sper să deschidem măcar un chest în episodul ăsta, dacă avem noroc să ne pice. Ah, uite, mecanicul. Ok, perfect. Mecanicul e cu noi. Mai avem aici un chest. Sunt destul de împreunate zonele. Avem un crab aici. Un crab. Nu știu ce căuta. Se plimba și el. Total random. Că na, ce să fac? Ce poate să facă altceva un crab? Decât să se plimbe random. Holy fuck, stai că ăștia sunt rapizi, am uitat. Mecanicule, pleacă. Pleacă că îți iei mult damage și poate mori. Oricum ar trebui să te muți în casă. Cum scap eu de ăștia? Mai apar alții. Hai să-i omorăm. Off-camera o să bat eu pe aici mai mult. Dacă pot să fac rost de oase. Și o să fac oaselele armura. În episodul viitor și o să vă arăt cum materialele de care aveți nevoie. Oasele sunt principalele. Câte oase avem până acum? 12. O să avem mult mai mult decât 12 nevoie. Așa că o să continui eu aici să mor de la schelet din ăștia. Arcul mi se... Bă, că dă mai mult damage arcul decât pistolul. Sau mi se pare, cred că dau în jur de același damage. Holy fuck, câți mobi sunt, s-au strâns aici. Și continuă să apară. Ok, am scăpat de toți. Hai să luăm jos acest water candle. Fiindcă mă disperă cu toți monștrii ăștia. În ce parte să o luăm? În stânga. Oh my god, ce-am pierdut așa mult HP acolo? Stăteam cumva pe niște țepi. Cred că da. Ăsta e un trap aici. Așa. Niște viață. Da, de ce nu? Hai și pe sus pe aici să vedem. Nu prea văd cine știe ce nici pe aici. În partea asta din stânga. Avem aici un Angry Bones. Ăștia mi se pare că au cea mai mare armură. Fuck, trepurile vieții. Ok. Avem aici acel chest de gheață. Ice chest. Dar avem nevoie de cheie care o să o facem rost de a... pe viitor. Alchemy table. Ce mai e pe aici? Un schelet care vrea să mă bată, pleacă. Deci, vedeți că și cu armura de gold tot ne luăm mult damage. Imaginați-vă, oh, fuck, așa.
Imaginați-vă cu cea de lemn dacă încă o purtam. Fiindcă probabil, cel mai probabil am fi putut să spar, să distrugem... Uite, avem un gold key. Perfect. Primul nostru chest. Da, un magic missile. Nu foarte folositor pentru mine, dar... Mă rog, e bine. Până la urmă e primul nostru chest. Aș fi preferat un cobalt shield. Dar e ok și așa. Despre ce vorbeam? Am fi putut... Holy fuck, cât sunt aici. Am fi putut să batem Skeletronul și fără armura de gold, doar că ar fi fost mult mai greu aici. Și da, ce vreau să zic prin asta este că mult mai mult damage ne-am fi luat, vedeți că și acum ne luăm foarte mult damage, dar dar cu armura de lemn la cât 10 9 armură ce 10. Am fi murit de 20 de ori până acum, fac, am călcat iar în țipii aia, care nu-i văd. Hai să scăpăm și de ăsta. Băi, eu cred că am... Oh my god, câte din ăstea sunt aici. Dați-mi secundă să văd, am filmat 21 de minute. Eu o să închei aici acest episod. Probabil să mai explorez puțin prin dungeon, să-l descoper pe tot. Nu o să deschid chest-uri, o să le deschid cu voi. O să mai pregătesc un spawner de King Slime și o să mai pregătesc arena pentru Brain of Cthulhu, dacă am timp. Sper că v-a plăcut acest episod în care am înfrânt Skeletronul și Cthulhu ca bonus. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel buton de like, să strânge cât mai multe like-uri pentru un nou episod, fiindcă în ultima vreme ați apăsat acel buton de like, l-ați distrus, adică am strâns cam la fiecare episod câte 50 de like-uri și chiar vă mulțumesc pentru asta, sunteți cei mai tari și până data viitoare, eu am fost Nerd și vă salut! Pa, pa!